Oamenilor ce susțin show-ul ăsta de mai bine de 3 ani, coach vocal, le spunem noi, sau acasă, în casa X-Factor, le spunem prietenii noștri cei mai buni. Doamnelor și domnilor, de categoria sub 20 de ani a fost antrenată de Raluca Leoacă. Aplauze! Hai, Raluca, hai! Categoria peste 20 de ani a fost antrenată de Crina Mardare! Iar categoria grupuri a fost coachuită, sfătuită și săpunită de Mihaela Cernea. Bine ați venit, fetelor! Dragi colegi, aș putea spune. Bine v-am găsit! Crina, o întrebare foarte dificilă. Din categoria ta, cel mai docil și cel mai neastâmpărat? Oana Muntean. Am în două categorii? Da. Am înțeles, mulțumim, Crina. Raluca, da? Știu că îți place categoria sub 20 de ani. Foarte mult. Nu vreau să-mi spui un nume de câștigător, vreau să-mi spui dacă cineva ți-a scos pe real. Ah, e foarte greu să spun chestia asta, pentru că ar însemna că arunc cu pietre. Au fost provocări, aș putea spune, însă nu pot să dau un nume, cine m-a scos pe iar, că e dificil să spun asta, nu? Da. Toți i-au scos. Să fiu elegant. Păi zic că toți, e foarte simplu. Mihaela. Da, toți. Să nu se supere niciunul pe mine. Mihaela, dacă ar fi să faci o piesă, acum până în Revelion, ca un exercițiu, cu cine ai face-o din categoria ta? Cu November. Să le mulțumim tare mult, fetele se sfătuiesc zi și noapte cu... Răzvan Vasilache este directorul nostru muzical. Răzvan se ascunde pe undeva pe aici. Nu-i place la televizor de când cu Ap și Oari Oari. Dar o să vi-l arătăm odată să vedeți și voi despre ce e vorba. Fetelor, vă mulțumim tare mult. Stați cu noi pe scenă pentru că avem a le distribui mulțumiri și celor de la The Colors care nu sunt momentan aici, se pregătesc pentru că săptămâna viitoare în finala X Factor lansează primul lor single. Super tare! Aplauze, vă rog, pentru The Colors! Mulțumim Simonei Vasile și echipei ei pentru make-up-ul artiștilor și make-up-ul nostru și, desigur, îi mulțumim lui Cătălin Enache pentru felul în care ne îmbrăcăm. Celor de la Salonul Manifest ar trebui să le mulțumim pentru că au transformat concurenții și au grijă de noi în fiecare săptămână. Opa! Doamne, maica Dumnezeu! Prin asta trebuie să trecem, Doamne, înainte de fiecare gală. Bun!